Senhor, que Amém. Lá. Cred că majoritatea știți despre boala mea și medici și toți se miră cum de eu încă mai supraviețuiesc, lăudat să fie numele Domnului. Dar altceva aș vrea să vă mărturisesc. Cu un timp în urmă am hotărât, fiind acasă, mai mult mai slăbită, să mă rog mai mult. Și într-una dintre seri, în timp ce mă rugam, am simțit o cercetare deosebită și am știut că Domnul e lângă mine. I-am mulțumit Domnului că a venit la mine și am spus, Doamne, ce ar trebui să fac eu? Că aș vrea să nu te mai necăjesc niciodată. Și Domnul mi-a spus atunci, Dena, să te smerești adânc înaintea mea. Și eu am rămas puțin mirată și am zis, Doamne, eu, că acum dumneavoastră mă cunoașteți, și n-am fost așa marcată de modă, de Duhul ăsta de mândrie. Și Domnul mi-a repetat din nou și a zis, Dena, să te smerești adânc înaintea mea în vremea asta. Și mai mult, să caut să vorbești mai puțin cu alții. Și mai mult cu mine în părtășie. Mai mult, mi-a spus Domnul, Dena, să te pregătești. Vremea asta e o vreme de pregătire. Și să știi că eu sunt foarte, foarte aproape să vin. Ei, ce să vă spun, dragii mei, după cercetarea ce mi-am făcut-o atent înaintea Domnului, să știți că am găsit multe, multe lucruri în care am hotărât să mă schimb, să mă smeresc atunci. Și asta vreau să le spun la toate fetele, la toate surorile din adunare. Să fim foarte, foarte atenți la fel cum stăm înaintea Domnului. Că să știți, Dumnezeul nostru e sfânt. Și Biblia mai spune grozav lucru să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Oricum, pentru mine Dumnezeu a lucrat foarte mult și de atunci încoace părtășia cu Domnul o prețuiesc altfel ca până acum. Mi tot mai dragă și am impresia că mă rog mai puțin, că stau cu Domnul prea puțin în părtășie. Vă încurajez așadar să ne smerim adânc înaintea Domnului. Surorile mele, atenție mărită la fiecare cuvânt ce rostiți. Atenție mărită la felul cum vă îmbrăcați, pentru că înaintea Domnului valorează mult fiecare cuvânt. Dumnezeu să mă ajute pe mine în primul rând, să mă apropiu mai mult de El, să-L prețuiesc și să-L ascult, pentru că așa cum vă spuneam, nu mai e mult și Domnul vine. Să ne ajute Domnul să fim pregătiți și să fim gata să-L putem întâmpina. Amin. Amin, Domnul, să vă mulțumim.